Aproximativ 200 de mineri de la exploatarea de cărbune Lonea s-au blocat luni dimineața 22 februarie în subteran, nemulțumiți de situația în care se află complexul energetic Hunedoara, oamenii solicitând prezența în Valea Jiului a ministrului energiei, Victor Grigorescu. Până nu vine ministrul în Valea Jiului să ne spună soarta complexului energetic, minerii spun că nu vor ieși din subteran, a declarat pentru Ager Press președintele sindicatului Muntele de la mina Lonea, Vasile Păduraru. Potrivit acestuia, activitatea la mină a fost oprită și de angajații care lucrează la suprafață. Complexul energetic Hunedoara numără circa 6300 de salariați care lucrează la minele de cărbune Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan, precum și la termocentralele Mintia și Paroșeni. Compania se află în procedură de insolvență.